O femeie de 64 de ani din Vrancea a murit după ce a fost plimbată aproape 10 ore între spitale din cauza unor teste COVID neconcludente. Medicii legiști vor stabili care a fost cauza decesului. Coșmarul femeii a început în momentul în care a ajuns la spitalul din Ajud pentru recuperare în urma unei operații la șold. Testul rapid COVID făcut conform procedurii a ieșit pozitiv, așa că femeia a fost trimisă la Focșani, la boli infecțioase. Aici însă alt test COVID a fost negativ, așa că pacienta a fost trimisă înapoi la Giud, apoi din nou la Focșani, tot pentru că era pozitivă. Abia după testul PCR, care a confirmat că era bolnavă, a fost internată. Femeia sufera de obezitate morbidă, diabet și insuficiență cardiacă. Fiul ei a făcut o sesizare la Ministerul Sănătății, iar acum spune că va face plângere penală dacă se va dovedi că mama sa a murit din cauza transportului repetat între spitale.